Bună seara și bine v-am găsit la știrile WeSport. Schimbări majore la Petrocub Hâncești. Vicecampioana Moldovei are o nouă conducere, iar echipa ar putea să se bată la titlu cu Șerif. Petrocub a semnat un acord de parteneriat cu o companie de investiții din străinătate. Conform acordului, președintele al echipei a fost numit Nana Iau Aponsac. Anume, el a fost cel care l-a adus la club pe portarul Razak Abalora. În perioada următoare vor mai veni alți câțiva jucători de pe continentul african. Patron al echipei din Hâncești rămâne în continuare Mihai Usatăi. Serviciul de presă al Petrocubului a anunțat că detalii despre noua colaborare vor fi anunțate ulterior. În consecință, Petrocub are toate șansele să se bată cu Șerif pentru titlul de campion în Moldova. Între timp, Petrocub a câștigat al doilea meci consecutiv cu 2-0, după victoria în fața Daciei Buiucani. A fost învinsă și cealaltă echipă a capitalei, Zimbru. Primul gol al anului l-a reușit golgheterul all-time al hâncăștenilor, Vladimir Ambros. El a transformat un penalti. 2-0 a devenit după autogolul lui Alex Misăraș. Într-un alt meci amical, Milsami a dispus de Dacia Buiucani tot cu 2-0.